sondaj terminat în undeva la începutul, finalizat undeva la începutul lunii mai. L-am dat publicității în data de 13 mai. Mi-am notat aici câteva date, nu întreg discursul. Arătam atunci, fără a se face un calcul sociologic, așa cum am înțeles că trebuie făcut și trebuie cumva toate datele puse la dispoziția specialiștilor să fie interpretate, arătam atunci că între 21 aprilie și 28 aprilie a fost realizat sondajul pe un eșantion reprezentativ de 1010 subiecți, populația adultă din Constanța. Metoda folosită pentru culegerea datelor a fost door-to-door, mai exact interviuri pe teren. Nivelul de încredere rezultat este 95%, iar marja de eroare este plus minus 3%. La momentul acela, votul pentru poziția, pentru funcția de primar, Virgil Chițac 38%, Horia Constantinescu 33%, Ovidiu Cupșa, Stelian Ion, ambii cu 13%. La momentul acela, Gihan Neserghep avea undeva la 5%. Nu era încă lansată întreaga listă de candidați pentru a putea fi verificat procentul fiecăruia. Ideea este că încă de la început noi am considerat extrem de utilă aflarea datelor exact așa cum sunt ele la nivelul societății constanțene, fără a introduce niciun fel de artificiu, pentru că ne-am fi păcălit pe noi înșine și mai mult decât atât am fi insultat inteligența cetățenilor din Constanța. Iată că la foarte puțin timp a fost lansat un nou sondaj de opinie al celor de la incisivnațional.ro, prezentat public pe 12 mai, comandat de, nu se specifică, realizat de, nu se specifică, modalitate de realizare, eșantion 2165 de respondenți prin metoda recrutare digitală aleatorie pe rețele de socializare și are o marjă de eroare de plus minus 3,65%, la un grad de încredere de 95%, 30 aprilie, 8 mai, intervalul chestionării. Aici avem Virgil Chițac 26%, Stelian Ion 25%, Horia Constantinescu 13%, Cezara Popescu în creștere fulminantă 12,72%, Ovidiu Cupșa 12,26%. În momentul în care realizezi un sondaj de opinie în mediul online, este clar că listele pe care le ai la dispoziție sunt cele pe care le-ai construit de-a lungul timpului din apropiații organic, se numesc în mediile acestea, în sensul în care oamenii cu simpatii comune sau interese comune reușesc să facă un grup, spunem noi, omogen la nivelul rețelelor de socializare. Acest sondaj s-a adresat probabil în primul rând celor ce îl susțin pe Stelian Ion, ce își dorea și atunci și acum să se poziționeze ca loc 2 în condițiile în care, printr-o simplă evaluare a părerilor cetățenilor Constanței la orice moment, ne dăm seama că lucrurile nu stau absolut deloc așa. Nu vreau să comentez în niciun fel negativ poziția niciunea dintre contracandidați. De ce? Pentru că împreună cu cei cu care sunt astăzi aici prezenți, și anume cei mai tineri dintre colegii noștri de partid, studiind materialele celorlalți, inclusiv pe cele ale lui Stelian Ion, ne dăm seama de un lucru pe care cu siguranță noi îl avem în vedere. Și aici o să las și pe Costin să arate clar că multe dintre proiectele noastre, multe dintre proiectele celorlalți contracandidați se adresează cetățenilor acestui oraș, se adresează celor care realmente au nevoie fie de un sprijin, fie de a trăi, clar, toți, o viață mai bună, ceea ce duce foarte departe discuția despre culoarea politică. Costin are câteva proiecte, avem în dezbatere și altele pe care le vom lansa probabil săptămâna următoare, calibrate pe ceea ce noi am aflat din informațiile pe care ni le-au pus la dispoziție sociologii cu care am lucrat în ultima perioadă, și anume nevoile reale ale constanțenilor, cei care cu siguranță stabilesc nu numai datele din sondajele de opinie, cei care cu siguranță stabilesc ceea ce și-ar dori. Costin, haideți să vorbim puțin despre proiectele tale. Așa este.
Am inițiat în ultimii 4 ani de zile foarte multe proiecte care au plecat din dialogul cu cetățenii, proiecte de care comunitatea are nevoie și aici pot să amintesc de programul Bebe Trusou, sprijin financiar de 2000 de lei pentru nou-născuți, primul program în țară și anume un program care vine să sprijine suferinții de depresie, o boală invizibilă foarte gravă, unde ne-am propus să oferim un sprijin financiar de 3000 de lei, înființarea a 4 centre de asistență medicală și recuperare pentru vârstnici, bazin de not și sală de sport pentru persoanele cu dizabilități, pasaje rutiere, șosea de coastă cu promenadă, programul Protocol pentru viitor, foarte important pentru tineret, unde ne propunem ca pentru tinerii din Constanța să existe obligativitatea în instituțiile publice, dar și împreună cu operatorii economici să creăm aceste poziții de internship care să asigure tinerilor un loc de muncă de unde să-și acumuleze experiența de care au nevoie, tocmai pentru a nu mai fi refuzați atunci când doresc să se angajeze și să nu mai plece din țară. Toate aceste programe sunt doar câteva, împreună cu Horia vom veni și cu alte programe pe care să le integrăm și care cu siguranță sunt programe născute din dialogul cu cetățenii. Ceea ce este cumva hilar în ceea ce vedem în programele celorlalte partide este că sunt programe care cumva se aseamănă cu inițiativele noastre, inițiative care, din păcate, astăzi ele sunt blocate de actuala administrație de dreapta. Cumva o notă de ipocrizie în sensul că dacă ți-ai fi dorit să faci ceva pentru tineri, pentru vârstnici, pentru familii tinere, pentru nou-născuți, pentru persoanele cu dizabilități, pentru mediul de afaceri, sprijineai aceste programe și nu le sabotai și nu le blocai atâta timp. Ele, din păcate, astăzi nu se implementează, au fost atacate în instanță unele dintre ele de către prefectul liberal. Am câștigat definitiv și nici astăzi banii nu sunt direcționați către aceste familii. Deci așa este, vom continua dialogul cu oamenii, cu cetățenii și de acolo vom veni cu niște programe serioase, sustenabile, așteptate de comunitate. Trebuie exact așa cum am subliniat să înțelegem că în momentul în care întreaga echipă a Partidului Social Democrat iese pe teren pentru a dialoga cu cetățenii, cu siguranță nu le adresăm acestora întrebarea care ar fi opțiunea lor de vot. Noi întrebăm dacă sunt simpatizanți sau membri altor formațiuni politice, pentru că ceea ce ne interesează pe toți este să stabilim un standard de civilizație, un standard al acestui oraș care să nu mai facă să plece nici pe ei lor, nici pe ei noștri către alte orașe sau către alte destinații din lumea largă. Toate lucrurile acestea ar trebui văzute și continuă aici cu citirea sondajelor și din perspectiva sondajelor. Iată că avem sondajul lansat de către contracandidatul Stelian Ion, prezentat public pe 8 mai. Comandat de USR, realizat de nu se specifică, modalitatea de realizare, interviuri față în față și la ușa respondenților, 900 de interviuri la populația adultă pe un eșantion stratificat și selecție aleatorie, intervalul de realizare 4-23 aprilie, destul de lung în opinia noastră și a sociologilor care discutăm, eroare de plus minus 3,2%, vot primar 29, Stelian Ion 25, Horia Constantinescu, aici mi-a fost oferită șansa de a mă situa pe locul 3, măcar bronz să iau la această competiție, Ovidiu Cupșa 13, Felice Ovanesean 4,7, Cezara Popescu 2,8, Gihane Sergiep 2%. Comparându-l cu sondajul pe care vi l-am citit mai devreme, ori acestea sunt realizate în orașe diferite cu același nume la nivel mondial, ori cu siguranță lucrurile nu sunt exact așa cum ar trebui să fie. Și aici trebuie să vorbim despre ceea ce cred competitorii noștri că reprezintă votul util. Cumva Stelian Ion probabil încearcă să transmită constanțenilor că ei ar trebui, dacă nu-l doresc pe Virgil Chițac, să-l voteze doar pe el, pentru că reprezintă șansa cea mai bună în condițiile în care, și n-aș vrea să sune în niciun fel ca un atac la persoană sau ca un atac electoral, dar ar fi trebuit, exact așa cum spunea și Costin, să vedem în cei 4 ani de guvernare a alianței PNL-USR la primărie proiecte fundamentale trecute și implementate în condițiile în care, de fapt, acest lucru știm cu toții că nu s-a întâmplat, ceea ce cu siguranță contrazice realitatea,
Mai mult decât atât, neștiind cine a realizat sondajul, în ce condiții, cine, nu numai cine l-a solicitat, ci cine l-a interpretat, toate lucrurile acestea situează sub semnul întrebării întregul sondaj. Probabil au fost făcute în PDF, pentru că cifrele astea, dincolo de faptul că nu sunt reale și nu este matematic, cred că cel mai bun sondaj va fi rezultatul votului, de unde va reieși adevărul, care este unul foarte sigur, suntem foarte aproape de victorie și cu siguranță vom câștiga aceste alegeri. Ca să ne apropiem puțin de aritmetica electorală, în condițiile în care Stelian Ion ar avea 25,8% procente în preferința cetățenilor acestui oraș, înseamnă că și partidul din care face parte ar trebui să fie la un scor apropiat. Ori absolut toate sondajele de opinie la nivel național, nu numai la nivelul acestui oraș, arată exact contrariu, cifra din fața procentului fiind cu 1, niciodată cu 2. Ar trebui atunci să ia în calcul contracandidatul Stelian Ion cu un asemenea scor și cu asemenea anvergură, eventual chiar candidatura la prezidențiale, pentru că iată reușește să depășească cu foarte mult scorul partidului. Avem un sondaj proaspăt, sondaj AUR, prezentat într-un reel pe Facebook, este varianta cea mai interesantă, nu prezintă absolut nicio informație despre modalitatea de realizare, interval, nimic, cine, cum, în ce fel, dar iată că aici, în Constanța, cetatea Tomisului poate căpăta numele de cetatea AUR, pentru că au 30%, reușesc să depășească toate partidele. PNL a ajuns la 24% și din nou pare că nu ne-a plăcut brozul, că și în acest clasament Partidul Social Democrat are 18%, în condițiile în care la nivel național știm că scorul Partidului Social Democrat este cu 3 în față, ori ar însemna că am supărat noi tare, foarte tare constanțenii, ori că acest sondaj este făcut din dorința de a atrage atenția eventual a operatorilor economici sau a votanților naivi către această formațiune politică. Și ultimul sondaj pe care îl citesc, foarte interesant, este sondajul Cezarei Popescu, doamnei Cezara Popescu, prezentat public undeva pe 13 martie, comandat de Asociația Civică Constanța Mea, realizat de Nu Se Specifică, ori Nu Se Specifică este chiar o asociație sau o structură care realizează sondaje de opinie, ori Nu Se Specifică, arată exact cum spunea Costin, că se pricep la photoshoparea unor rezultate. Iată că aici votul pentru primar Ovidiu Cupșa, incredibil, ajunge la 37%. Făceam noi, mă refer la echipa noastră de campanie, am și lansat public un story, cred, în care arătam că noi aveam 1000 și ceva, următor 1000 și ceva și ajungeam la 3000 și ceva la sută sondaje de opinie. Modalitatea de realizare Nu Se Specifică, interval de realizare Nu Se Specifică. Cezara Popescu venea locul 2 cu doar 30% după Ovidiu Cupșa, Bogdan Bola 15%, Stelian Ion 8%, Virgil Chițac, primarul în funcție 4%, Costin Rățăuțeanu 4%, Felice Ovarețean independent 2%. Mie mi se pare că suntem undeva în Caragiale, avem niște sondaje de opinie pe care oricare dintre cetățenii cu care noi am stat de vorbă le-ar contrazice cu ușurință. Ieri am făcut o deplasare la pas pe faleza de la cazinoul din Constanța, am urcat către piața Ovidiu împreună cu primul ministru Marcel Ciolacu, stând de vorbă cu cetățenii. Marea majoritate acestora aveau reproșuri către actuala administrație publică, fie că vorbim despre transportul public eliminat din anumite cartiere, fie că vorbeam cu persoane ce trebuiau să ajungă pe faleză pentru a-și putea petrece timpul la aer liber, neavând niciun parc în cartierul în care locuiau. Toate aceste date, inclusiv cele despre modul în care de-a lungul timpului partidul din care noi facem parte a înțeles să îi susțină pe cei cu venituri nu neapărat foarte mari sau cei care trăiesc, din păcate, la limita subzistenței, toate lucrurile acestea, discutându-le, nu au adus în fața noastră cetățeni mulțumiți de actuala situație sau cetățeni care să se regăsească în promisiunile celorlalți. Ceea ce eu vreau să transmit
Este o invitație la dezbatere publică tuturor contracandidaților cu șanse reale sau celor mai vocali dintre aceștia, să spunem un top 5, pentru a putea ca în fața constanțenilor să discutăm proiecte. Nu aș vrea să râdeți foarte tare, dar pentru a elimina orice fel de suspiciune legat de modul în care ne sunt adresate întrebările, propuneam, fiind pe malul mării, să apelăm la unul dintre cei care, într-o variantă ambulantă, pun la dispoziția turiștilor biletele de papagal extrase de către chiar un papagal, în așa fel încât să fim convinși că acestea nu sunt cumva centrate vreunea dintre contracandidați. Mai mult decât atât, a stabilit ca întâlnirea să se întâmple într-o zonă publică, pentru a fi sigur că niciunul dintre noi nu își aduce acolo echipa pentru a-și aranja cumva participarea în vreun fel. Mai mult decât atât, mă declar deschis unui dialog pe baza proiectelor pe care fiecare dintre noi sau colegii noștri, echipa de consilier local, le-a lansat în spațiul public, ca în modul argumentat, bazat pe logică, să le putem prezenta de la momentul la care ideea s-a născut până la momentul la care ea va fi proiectată, finanțată, bineînțeles, și implementată. Încercăm, reevaluându-ne și noi proiectul de campanie, să arătăm clar care va fi perioada implementării oricăreia dintre promisiuni, în așa fel încât să eliminăm situația pe care, din păcate, mulți o promovează, și anume unor proiecte fantasmagorice, probabil cele care stau în spatele unor astfel de sondaje. Spuneam eu la un moment dat că mă gândesc că sondajele de tipul acesta, neprezentate corespunzător, probabil au fost realizate fie pe scara blocului pe care locuiesc cei care le prezintă, fie într-o zonă în care ei se află în siguranță din punct de vedere electoral. Vreau de asemenea să mai transmit, pentru că în urma analizei sociologilor cu care noi am lucrat, unul dintre punctele mele, să spunem, vulnerabile în raport cu un anumit segment social este faptul că de-a lungul ultimilor 7 ani ne-am aplicat sancțiuni operatorilor economici. Nu m-am făcut niciodată vinovat de un abuz în serviciu, nu am fost niciodată cercetat penal pentru așa ceva. Avem o rată de câștig, și aici mă refer la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, de peste 70% a contestațiilor aflate în instanță. Nu mă bucură și nu m-a bucurat niciodată să aplicăm sancțiuni. Sunt cu siguranță foarte mulți operatori economici care au înțeles care trebuie să fie direcția, și anume a respectării, nu numai a constanțenilor, a respectării în general a cetățenilor la nivel național, deci cu siguranță și în acest oraș. Trebuie să înțelegem că nu pot și, de fapt, nu vreau să fac altceva decât să pun lucrurile exact acolo unde trebuie. Nu-mi propun să devin popular nici măcar în fața celor care mă acuză la un moment dat că am aplicat sancțiuni prea dure. Am rugat întreaga echipă de tineri să caute articolele pe care voi, cei din presă, le-ați publicat, fie că vorbim despre, nu știu, cuptorul cu plăcinte sau situația sandwich-urilor la Mihai Eminescu. Trebuie să înțelegem că lucrurile se aflau acolo într-o situație atât de dură în raport cu siguranța consumatorilor, încât nici astăzi nu regret, indiferent dacă ar însemna că acolo, iată, am pierdut câteva procente din sondajele realizate sau chiar am pierdut câteva voturi, pentru că am certitudinea că le-am câștigat pe acelor pe care i-am protejat. Sunt un om intransigent în sensul în care acolo unde găsim abateri ce ar fi putut fi ușor remediate, nu voi face niciodată rabat de la a le sancționa, dar îmi doresc ca din poziția de primar să deschid un dialog permanent atât cu mediul de afaceri, cât și cu cetățenii, pentru a afla și de la unii și de la ceilalți ce nevoie de ajutor au. Discutam cu colegii când am fost în piața Tomistrei cu ocazia sărbătorilor de Paște și mă uitam că lucrurile acolo au încremenit în timp și sunt convins că niciunul dintre cei care comercializează produse acolo sau dintre cei care merg să cumpere ceea ce vând ceilalți nu este mulțumit, pentru că piețele constanțene aduc sau nu aduc voturi, aduc siguranță cetățenilor, indiferent de culoarea acestora politică. Vă rog acum dacă aveți întrebări. Vă rog. Două întrebări. Credeți că veți fi votat, având în vedere că avem deja un primar care locuiește la Eforie sau este din Eforie? Dumneavoastră sunteți bucureștean.
Cel care este propus pentru Consiliul Județean vine de la Valul. Credeți că o să aibă constanțenii încredere în dumneavoastră, ca și că nu faceți parte din comunitate? Și o altă a fost numit iepuraș de către mulți alți candidați. Cum comentați că să câștige Virgil Chița, că ați făcut, că s-a făcut, o vorbim despre manipulare, că s-a făcut un blat între PSD și PNL la Constanța? Vă rog să ne spuneți care este opinia dumneavoastră. În primul rând, sunt la fel de constanțean ca fiecare dintre cetățenii acestui oraș, plecând de la ideea că înainte de 1900, aici nu neapărat era o zonă extrem de populată. Marea majoritate a celor care astăzi trăiesc pe aceste meleaguri au istorie recentă, nu milenară. Mă simt la fel de român ca toți cei de aici și am dreptul ca oricare dintre constanțenii ce au ales să se mute în București să mă pot și eu muta de-a lungul vieții acolo unde sunt atras atât de ceea ce oferă Constanța și în general Dobrogea, cât și ceea ce îmi doresc pentru a-mi petrece anii în continuare până la sfârșitul existenței mele. Nu văd că vreunul dintre noi, cei care i-ați nominalizat, ar putea fi în vreun fel contestat, pentru că cel puțin eu am venit aici și m-am stabilit aici în urmă cu mai mult de 10 ani din dorința, așa cum spuneam, de a fi prezent și de a mă implica. Sunt comisarul șef al protecției consumatorilor constanțene de mai mult de 7 ani de zile și cred, și nu numai cred, am certitudinea că am făcut pentru această zonă, pentru întreg litoralul, deci automat pentru cetățenii de aici, foarte multe lucruri bune pe care s-ar putea unii dintre cei mai constanțeni decât mine, și aici mă refer la contracandidați, să nu le fi făcut de-a lungul existenței lor. Acum vă răspund și celui de-al doilea punct. Cred că marea majoritate dintre constanțeni și marea majoritate a dumneavoastră, a celor din presă, mă cunoașteți foarte bine, deja atât ca atitudine, cât și ca fel de a fi. Cu siguranță nu poate face obiectul niciunui blat. Aș vrea ca cei care promovează această idee, din dorința de a capitaliza ei votul nehotărâților sau votul împotriva actualei administrații publice locale, să iau o foaie de hârtie acasă și să încerce prin deducție logică să explice cam care ar fi blatul dintre mine și actuala administrație, cam ce cred ei că de fapt fac eu în momentul în care spun cu subiect și predicat lucrurile pe care le gândesc, contest ceea ce a făcut sau ceea ce mai puțin a făcut actuala administrație pentru orașul Constanța, cum ar capitaliza Virgil Chițac din atacurile mele vreun fel de vot sau cum ar convinge el din ceea ce eu prezint ca proiecte personale, cum le-ar putea el capitaliza. Se numea în tinerețea noastră, dacă vă aduceți aminte, în matematică, reducerea la absurd. Năștea o ipoteză ce te conducea la o idee absurdă și atunci îți dădeai seama că adevărul era cu totul altul. Suntem în fața unei astfel de ipoteze. Este o ipoteză absurdă că eu aș fi iepurașul lui Virgil Chițac. Nu știu dacă Virgil Chițac este cel care m-ar fi sunat într-o seară să-mi spună: bă, nu renunți tu la funcția de secretar de stat ca în glumă să candidezi împotriva mea la primăria Constanța, și împreună, râzând, să închidem telefonul și eu să urmez rugămintea acestuia. Este absolut absurd această ipoteză, nu sunt iepurașul nimănui, nu numai al lui Virgil Chițac. M-a determinat unul dintre colegii dumneavoastră, în momentul în care participam în campania din 2020, să cumpăr un iepuraș pe care mult timp l-a crescut fiul meu și să îl așez în fața constanțenilor. Nu semănăm, este mult mai simpatic un iepuraș în raport nu numai cu cum arăt, ci și cu atitudinea mea. Tot în acel material pe care o să-l caut, am pus pe masa pe care o aveam în față o halcă mare de carne și am spus că în ecuația aceasta sigur nu sunt iepurașul, ci lupul cel rău. Rămân la această ipoteză, am venit aici să schimb lucrurile, pot face acest lucru, am schimbat perspectiva asupra unei autorități și asupra modului în care trebuie să fie respectați cetățenii întregii țări, atât timp cât am condus cu mână de fier Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Din aici, cu aceeași abordare, sunt absolut același Horia și cu siguranță nu numai nu Virgil Chițac, ci nimeni altcineva nu mă poate transforma nici măcar cu bagheta magică în iepuraș. Alte întrebări, vă rog. Vă mulțumim pentru participare.